Salut prieteni, eu sunt Cătălin și astăzi am să vă vorbesc despre rasa San Bernard. Câinii din rasa San Bernard sunt cunoscuți și sub numele de câini de munte sau câini din Alpi. Ei au fost și sunt folosiți ca și câini de vânătoare, de salvare, de căutare și de pază. Sunt considerați a fi descendenții unor câini aduși în Alpi de vechii romani. Este una dintre cele mai cunoscute rase, având ca strămoș dogul tibetan. Prin încrucișeri cu câini din munții Alpi s-au obținut San Bernarduri de astăzi. În secolul XVII a fost dresat și a învățat să salveze oamenii de sub avalanșe de către călugării de la adăpostul San Bernard din Elveția. Numele San Bernard vine de la trecătoarea Sfântul Bernard din Alpii de Vest între Elveția și Italia. Cele mai vechi dovezi scrise despre această rasă datează încă din anul 1707. Câinele San Bernard din ziua de astăzi este foarte diferit de câinele San Bernard clasic datorită iernii severe din 1816, care a dus la creșterea numărului de avalanșe din acea regiune. Pentru a asigura conservarea rasei, restul câinilor San Bernard care au mai rămas în viață atunci au fost încrucișați cu câinii din rasa Terra Nova în jurul anului 1850. În urma încrucișării, s-a pierdut din capacitatea lui de câine de salvare, deoarece câinele nu mai rezista la climatul din Alp ca înainte, blana lungă îi îngheța și îi îngreuna căutările. Pe 15 martie 1884 a fost fondat Clubul Elvețian San Bernard în Basel. Standardul rasei a fost aprobat în anul 1888. De atunci, San Bernardul a devenit câine național elvețian. Până în secolul XIX, această rasă a mai avut denumirea de Saint Dog, câinele sfânt, Noble Steeds, armăsarul nobil, Alpin Mastiff sau Berry Dog. Cel mai renumit San Bernard a fost Berry, care a salvat între 40 și 100 de vieți. Trupul său este păstrat în Muzeul de Istorie Naturală din Berna. În semn de respect, o statuie a lui Berry este astăzi expusă la Muzeul de Științe Naționale și Istorice din Berna. Există consemnări a peste 2000 de persoane salvate de acești câini. San Bernardul este o rasă de câine uriaș cu o expresie oarecum tristă. Se caracterizează prin capul foarte puternic, masiv și impozant. Ochii bruni sau căprui sunt de mărime mijlocie, iar în cele mai multe cazuri ploapa inferioară nu se închide complet. Privirea este serioasă, inteligentă și mereu binevoitoare. Totul la acest câine exprimă vigoare. Membrele sunt musculoase, labele mari, trupul masiv, spatele lat, gâtul scurt și puternic, ținut de obicei orizontal sau în jos. Se cunosc două varietăți în funcție de lungimea părului, San Bernardul cu păr scurt și San Bernardul cu păr lung. Are un temperament foarte blând, este sensibil și foarte atașat de stăpân. Este un babysitter ideal, întrucât se înțelege foarte bine cu copiii. Culorile sale sunt roșu cu alb, alb cu roșu sau alb cu zone dungate. Ambele varietăți au blana dublă cu păr des, care îl protejează împotriva frigului. Are o greutate cuprinsă la maturitate între 65 și 120 de kg. Înălțimea la mascul este între 70 și 90 de cm și la femele între 65 și 80 de cm. Poate avea între 1 și 16 pui. Cel mai mare exemplar de San Bernard avea înălțimea de 107 cm, 89 de cm la umeri și 2 metri și 59 de cm lungime. San Bernardul este un câine foarte inteligent care învață ușor și repede. Fiindcă sunt mari, ar trebui să înceapă dresajul de pui. Mirosul lor este de așa natură încât pot găsi oamenii sub zăpadă sau gheață la distanțe destul de mari. Au un al șaselea simț cu privire la pericolul iminent, în special furtuni și avalanșe. Deoarece au fălcile mari, aceștia salivează după ce mănâncă sau beau apă. Acest lucru este nativ și nu se poate dresa. Sunt mult prea mari pentru un apartament, fiind potriviți pentru ferme sau viața la țară, acolo unde au o curte mare în care să poată să alerge. Astăzi, câinele San Bernard continuă să lucreze pentru Spitalul San Bernard din Elveția. Nu mai caută călători pentru a-i salva, ci doar reprezintă și stau dovadă istoriei spitalului. În trecut, câinii părăseau spitalul în haite, căutând persoanele blocate sau rănite. În general, un câine rămânea alături de rănit pentru a-l încălzi, în timp ce un alt câine se întorcea la spital pentru a anunța că s-a găsit un supraviețuitor. Astăzi, acești giganți atât de blânzi sunt în continuare folosiți în misiunile de pe munți, dar în mare parte au devenit niște câini de companie pentru familii. Cel mai renumit film cu un San Bernard în rolul principal este Beethoven. Este un film de comedie american apărut în anul 1992. Beethoven este povestea unui câine din rasa San Bernard care fuge dintr-un magazin cu animale de companie exact în momentul în care câțiva hoți încearcă să-l răpească pentru a-l supune unor experimente medicale. Din fericire, patrupedul ajunge în sânul unei familii care acceptă în cele din urmă să-l păstreze și să aibă grijă de el.
Durata de viață a unui San Bernard este de 8 până la 11 ani. Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să dați un like, share și subscribe. Eu sunt Cătălin și până data viitoare, numai bine!